Vale sector 3. Bun, deci e o problemă de sistem aici. Și ea poate fi rezolvată în trei moduri. Unul, într-un mod uniform. O să propunem o hotărâre de Consiliu General care să reglementeze accesul consilierilor generali și locali la actele din primărie. Pentru că acum trebuie să faci niște niște corelări logice între mai multe legi și să le explici de ce ei trebuie să-ți dea legi, de să-ți dea actele astea. Dacă o să existe o hotărâre de Consiliu General explicită, o să le fie mai greu să facă, să refuze. După aceea, pe refuzul, noi sperăm să nu ajungem acolo, dar dacă situația asta continuă, o să ajungem să mergem cu executorul judecătoresc după noi, care să consemneze că consilierii generali locali s-au dus la direcție și nu li s-au dat actele pe care i le-au cerut. Și cu procesul verbal al executorului judecătoresc o să mergem, o să facem plângeri penale. Pentru că este mult mai rapid decât acțiunea în contencios administrativ. Și în fine, pe faptul că poliția locală nu oprește lucrări, deși ea este competentă, din nou o să promovăm o hotărâre de Consiliu General care să spună explicit lucrul ăsta. Pentru că acum ce trebuie să facă poliția locală este să coreleze mai multe articole din legea 50 și nu o face. Adică nu scrie nicăieri explicit că în situația în care se fac lucrări fără panou trebuie să vină poliția locală. E așa un... Deci asta este pe lucruri de sistem care se pot face ca să nu mai fim de fiecare dată în situația asta.